There is no planet B. Și cumva there is no Romania B. Adică ar trebui să avem doar Romania A. Nu există plan B pentru România decât ăsta pe care l-avem. Imediat ideea asta în care tu manifesti niște nemulțumiri despre felul în care ești condus este catalogată ca politică. Faptul că strigi împotriva unuia te transformă automat în partizan al celuilalt, al oponentului. Ceea ce mi se pare o tâmpenie. De ce se bagă când ar putea să-și trăiască viața lui de artist? De ce nu-și vede liniștit de cariera lui de succes, de actor, de muzician, de entertainer la emisiuni de mare audiență? Ultima dată l-ați văzut în fața Ministerului Justiției, alături de o mână de oameni, în semn de solidaritate cu Emilia Șercan. Jurnalista de investigație protestat de 9 zile de una singură. Au fost și momente însă când a ieșit la rândul său, aproape singur, în Piața Victoriei. Eu nu pretind că mă pricep, dar eu spun în ce țară aș vrea să trăiesc. Cam asta e partea civică, da? Deci nu spun cum ar trebui făcut, spun ce mi se pare că nu există în țara mea. Adică și mi se pare că e de bun simț să spui că nu sunt spitale, că nu sunt, și să amintim oamenilor, să susții o cauză ca dăruiește viață pentru că reprezintă o palmă dată sistemului de sănătate care este un sistem, citesc presă, da, de investigație, vă citesc și pe voi, aflu niște lucruri de acolo, nu mă revolt, cred că ar trebui să nu murim în aceleași spitale în care mor bătrânii noștri. Numai că revolta, protestul pentru o idee, pentru valori sau alte cauze civice, cum ar fi justiție, democrație, stat de drept, par să fi murit în ultimii ani. România este din nou în stradă, dar din alte motive. Transportatorii se plâng de taxe prea mari, agricultorii de cerealele din Ucraina. Categorii largi de bugetari protestează și ele. Cu toții vor în esență cam același lucru, mai mulți bani, dar mai multă democrație, presă liberă, mai puțină corupție, toate acestea. De ce nu mai contează ca în 2017 sau 2018? Atunci oamenii au ieșit în stradă să apere justiția. Cred că răspunsurile sunt mult mai multe. Ele țin de dezamăgire, țin de lipsă de orizont a oamenilor și probabil că țin și de faptul că lumea crede că protestul în sine nu poate să rezolve nimic. Eu aici sunt de altă părere. Cred că da, dacă te uiți pe faptul că s-a protestat de la ceva concret, Ordonanța 13, și s-a transformat într-un protest pentru stat de drept și pentru altfel de Românie, și asta a ieșuat finalizând cu manipularea din 10 august, pot spune da, uite-te, protestele n-au rezolvat nimic. Pe de altă parte, punctual, protestele atunci au oprit Ordonanța 13. A fost foarte important și ăla a fost un câștig imediat. De la începutul lui 2020, pentru 9 luni, România a fost guvernată de o coaliție PNL-USR. Acum 3 ani de zile însă, în numele stabilității politice, președintele Iohannis a format un guvern de coaliție între foștii adversari de la PSD și PNL, partidul pe care l-a condus. Lucrurile s-au complicat, ei s-au regrupat și am ajuns în situația în care lumea să nu mai creadă în proteste, dar mi se pare că am ajuns într-o situație în care lumea efectiv a ajuns să se protejeze de tot ce este rău și suntem așa o fel de mare țară de struți în care băgăm capul în pământ și fiecare încearcă să-și vadă de treaba lui în speranța că văzându-ți doar de treaba ta s-ar putea să nu vină peste tine ceea ce se întâmplă în afară. Dar eu cred că asta este de fapt partea mai nașpa. Cred că nu funcționează. Noi nu înțelegem contractul social, că noi trebuie să primim ceva de taxele pe care le plătim și noi de fapt primim șuturi în gură și unii se îmbogățesc și unii trăiesc în mizerie. Iar culmea, ăia care trăiesc în mizerie, ajung să-i voteze în continuare pe aia care se îmbogățesc. Nimeni nu s-a născut însă protestatar nici cu conștiință civică. De unde începe totul? De la educația primită în familie, din școală, poate chiar de la grădiniță? Când am fost într-o grădiniță finlandeză și am întrebat-o pe managera grădiniței cu ce trebuie să plece un copil de la voi din grădiniță, ea a spus, un copil trebuie să plece la noi cu două chestii. Grădinița nu era diferită de ce vedea în România și a zis, trebuie să știe să-și facă prieteni, e foarte important pentru noi, și trebuie să fie conștient de impactul lui în societate. Adică că fiecare acțiune a lui schimbă ceva sau nu schimbă ceva în societate. Are un impact, bun sau rău. Mie mi s-a părut aia extraordinar. De fapt, bazele, pentru că indignarea nu poate să vină decât din contrastul dintre așteptări și realități.
Ori, dacă tu nu pregătești copiii unei națiuni cu niște așteptări de la viața pe care urmează să o aibă și dacă îi pregătești cu șmecheria și cu lasă bă că trece așa, lasă că vorbesc eu cu educatoarea, vorbesc eu cu învățătoarea, îți crește note, cu această tipică șmecherie balcanică, atunci așteptările lui de la viață nu vor fi cele care să intre în contrast cu realitățile care ne deranjează acum pe noi. Punct. Prima indignare spune că a trăit-o undeva prin anii 2000, când PSD-ul de atunci i-ar fi furat piesa Nu ne mai trageți pe dreapta, pusă pe casete cu trandafiri pe ele și distribuite în campanie. Și când ne-am văzut cu chestia asta, am zis, stai bă puțin, ăștia ne iau așa muzica, fac ce vor cu ea. Mai mult decât atâta, noi aveam și în vama veche și în vama, că noi nu cântăm în campanii electorale. Noi nu cântăm, nu o să vezi că ne ducem să cântăm într-o campanie electorală. Nici pe vremea vama veche, nici pe vremea vama. Și atunci mi se părea aiurea ca un partid să ne folosească muzica în campanie electorală, ba mai mult decât atâta, să nu ne ceară drepturile, ba mai mult decât atâta, să nici nu le plătească. Dar de ce nu cântați în campanie electorală? Păi e o chestie care a fost întotdeauna. De ce să cântăm? De ce să endorsăm un partid care s-ar putea să dezamăgească? Muzica a fost, prin anii 2000, o formă de expresie a protestului. Trupele de hip-hop gen B.U.G. Mafia sau Paraziții făceau valuri cu texte violent antisistem. S-a făcut liniște și în muzică, a dispărut și de aici mesajul protestatar, s-a refugiat în underground, unde îl mai găsim azi? Se mai face muzică cu mesaj politic? Da cum? Noi am făcut, declar pierdută țară, în țara în care m-am născut. Tata ta e porcul. Noi avem, chiar mă gândeam că pot să pun pe YouTube vreo 7 sau 8 barosanie. Hai vino să vezi cum e, cum șmecheria, dacă mișc un deget opresc România, o grămadă de fraieri muncesc pentru mine și speră că mâine o să le fie mai bine, dar eu las să viseze că ajung unde vor, când porcul e gras, îl iau la omor. Plătește tu taxe de banii la stat, că vine băiatul și ia tu ce-ai dat.